Weekend se îndreaptă vremea, pe afară încă putem circula, avem Asia Fest, un eveniment pe care l-am mai promovat, 24-26 septembrie în zona Parcul Național. Sigur că eu ar trebui acum să fiu așa poetic, evlavios și să zic că vă veți întâlni cu diverse arte acolo, dansuri, muzici, poezie, desen, dar trebuie să vă zic că o să și mănânce foarte, foarte bine. Iar voi veți zice, da, păi mergem să vedem poezia. Și să... Asia stă foarte bine la capitolele astea. Pentru astăzi și pentru a explica foarte puțin din ce se va întâmpla în weekend, am chemat alături de noi pe Rodica Pârvan. Este profesor de ebru la Institutul Cultural Yunus Emre din București. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit pe la noi! Bine v-am găsit și pentru că este un eveniment cu Asia, să fac o mică demonstrație cu această pictură pe apă. Iar când veți veni la Asia Fest, veți vedea mult mai multe stiluri de a se desena pe... Cine vine la un curs de ebru? Doar oamenii stresați? Eu văd ca o metodă antistres, să știți. Da, într-adevăr e foarte bun pentru antistres. Din ce am citit, am înțeles chiar că este bun pentru copiii cu autism, pentru că îi relaxează. Și e o distracție pentru copii. Limitat și nu vreau să vă stresez. Așa e la televiziune. Oricum, să știți că dacă ne închid ăștia iară, o să veniți de luni până vineri, facem ebru împreună. Cu mare drag. 4 ore pe zi, tapet îmi fac. Păi ce o să facem altceva? Facem ebru și creștem copii. Noi o să rămânem aici cu treabă. O să facem și transferul pe coala de hârtie imediat. Să vedem ce ne-o ieși. Ați văzut la începutul intervenției produsul finit. Care poate fi
o felicitare din partea celui mic, de exemplu, sau chiar o lucrare de artă care poate fi așezată prin casă. Hai să vă arăt ce face fierea de bou. Da. Sigur, am lucrat pe repede înainte și doar demonstrativ, dar ca să înțelegeți că nu e o treabă atât de sofisticată și că ne poate ieși chiar dacă suntem copii. Mulțumim, să ne vedem cu bine, Asia Fest 24-26. La alte lucrări. La alte lucrări. 24-26, Parcul Național, Asia Fest. Sper să fie liniște. Ne vedem imediat.